Deci în reperul geometrie analitică începem, da? Da. Geometrie analitică. Ce număr este primul exercițiu? 36. În reperul cartezian X, Y, X, Y, Y, se găsesc punctele O de 0, 0 și A indice N de coordonate N și 2 la N. N și 2 la N. Unde N este un număr natural. Amic. Să se demonstreze că punctele O, A1 și A2, O, A1 și A2, coliniare. Deci, să se arate că punctele O, A1 și A2 sunt coliniare. Cum facem? Dacă două parte sunt egale, nu? Ca două... Ca să aibă pe aceeași dreaptă. Așa. Trebuie să aibă aceeași pantă. Deci... Adică să scriem O A1, O A2. Da. Dacă scriem pantele lor și pantele sunt egale, cum trebuie în aceeași punct, chiar se confundă. Da. Da? Deci ar trebui să spui așa, e indice O A1, egal cu M indice O, A, 2. Și atunci sunt coliniare, dreptate. Că e O în comună, celor două drepte. Și M indice, mai întâi să vedem cine este A1. Cine este A1? A mare 1, ce coordonate? A1 de coordonate 1 și 2. Da. Și A2 de coordonate 2 și 4. 2 și 4. Și atunci... E panta lui O A1. E O A1 egal cu Y A1. Y A1 minus Y O. O supra X A1 minus X O. X A1 minus X O. Egal cu 2 minus 0 supra 1 minus 0. Adică 2 supra 1, adică 2. 2. Iar e indice O A2. O A2. Y A2 minus Y O. Supra X A2 minus X O. Da. Și avem 4 minus 0. 4 minus 0 supra 2 minus 0. 0, 4 supra 2, adică 2. 2. Deci, pantele coincid. Deci pantele sunt egale. M O A1 egal cu M O A2 rezultă atunci că O e comun celor două drepte, nu? Am scris pantă. Înseamnă că O A1 A2 coliniază. Cum mai putea face într-un alt mod? Dacă area triunghiului ar fi fost egală cu 0. Da. Nu? A, da. Și cu cine este egală area unui triunghi? Când avem cele trei puncte. Avem punctele O. 1 pe 2 ori modul indeterminant. 1 pe 2, nu? Ori modul indeterminantul. Așa. 1 pe 2 nu poate să fie 0, înseamnă că determinantul trebuie să fie 0. Deci determinantul lui X A1 Y A1 1 X A2 Y A2 1 și X O Y O 1 se facă 0. Ce ce ar însemna echivalent cu determinantul? X A1 e 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 2 4, 1, 1 0, 0, 1 0, 0, 1 e ca 1 4 4 0 0 după plus 4. Nu, păi zi, tot 0 și 0. Da. Deci 2, 0, 1. 2, 1, 0. Da. Și pe un minus 0. Da. Iarăși minus 0. Și minus 2, 2, 4. 4. Minus 4. Face 0.
Deci, și așa puteam să fie dovedit. Punctul, asta a fost 36, punctul A. Punctul B. Să se determine numărul de drepte care trece prin cel puțin două dintre punctele O. A0, așa. Da. Punctele O, 0, 0. A0. A0 înseamnă că nu, în loc de ne punem 0. 0 și 1. Când 2 la 0 face 1. A1, care e 1, 2. Și A2, care e 2, 4. Deci să se determine numărul de drepte ce trece prin cel puțin două dintre punctele acestea. Da. Păi dacă O, A1, A2 sunt coliniare. Deci O, A1 și A2. A1 și A2 sunt coliniare. Deci sunt pe o dreaptă. Deci aia e așa o dată. Da. Știm sigur că O, A1, A1 și A2 sunt deja pe dreapta, da? Prin astea trei puncte trece o dreapta, da? Și acum, hai să le reprezentăm, cred că ar fi mai bine să le reprezentăm. Da. Deci, O, A1, 1, 2, O este, da? Da. 1 și 2. Asta este A1. Și până 2 și 4. 2 și 3, 4. Iată, sunt pe cele drepte. A1, A2. A1, A2 și O sunt. Iar A3, adică A0. A0. 0 și 1. Care sunt toate dreptele posibile pe care le-aș putea duce? Știu că două puncte distincte determină o dreaptă. Da. Care ar fi toate? Și A0 asta. A0. Chiar dacă putem număra. Păi una este A0, O. Chiar asta e greșeală. Deci A0, O. A0, O. Apoi. Apoi. A1, O și A2, O. A1 și A2, O. E una și aceeași. A2, A0. A, O, vreau să zic. A2, A, A, O și A1, A2, O. A2. A, O. A0. A0, da. Deci A0 cu A0 cu A1, A0 cu A2, nu? Da. Deci A0 cu O, A0 cu A1, A0 cu A2, și în sfârșit O, A1, A2. O, A1, A2, dar mă rețea că se colinia. Da. Sunt patru drepte. Patru pentru că am avut la punctul A, observația făcută că O, A1 și A2 sunt coliniare. Și atunci, celelalte drepte sunt A0 cu fiecare din punctele acestea. Da. Altor nu mai poți. A1 cu A2 deja am pus o dată. Da. A1 cu... Deci A2 cu A0 e luată de la 0 la A2. Patru drepte. Terminat. Să se calculeze area triunghiului determinat de punctele AN, AN plus 1 și AN plus 2. Deci area triunghiului determinat de punctele AN, virgulă AN plus 1 și virgulă AN plus 2. Hai să vedem AN ce coordonate are.
A, N, are coordonatele. N și 2 la N. 2 la N. A, N plus 1. Ce coordonate am? N plus 1 și 2 la N plus 1. N plus 1 și 2 la N plus 1. A, N plus 2. N plus 2. N plus 2. Și 2 la... 2 la N plus 2. Deci, în condițiile astea, area triunghiului, care va fi? Și va fi x a n, y a n 1. X a n plus 1. Deci o să am area egal 1 pe 2. Modul, parcă nu. Da, modul din determinantul. X an, Y an, 1. Adică N. Da. 2 la N, 1. Deci N, 2 la N, 1, pune de vreo nimic, da? Da. Urmă, N plus 1. 2 la N plus 1, 1. Și N plus 2. 2 la N plus 2 și 1. Egal. 1 pe 2. Bine. Hai să vedem cum facem. Luăm o dată pe diagonală. Da. N ori 2 la N plus 1. N ori 2 la N plus 1. Plus 2 la N ori N ori paranteză N plus 2. 2 la N ori N plus 2. Da. Plus 2 N plus 2. Ori N plus 1. Păi dai și 2. A, da. Deci N plus 1 ăsta, ori da. Ăsta și ori 1. Da. Plus N plus 1. N plus 1. Da. Ori 2 la N plus 2. Și minus acum. Minus. 2 la N plus 1 pe lângă N plus 2. Adică N plus 2 mai întâi. N plus 2 ori 2 la N plus 1. Minus. Minus N pe lângă N ori 2 la N plus 2. N ori 2 la N plus 2. Minus N plus 1 pe lângă 2 la N. Minus N plus 1 pe lângă ori 2 la N. 2 la N. Și cam mai departe. Din... Eu zic să desfacem paranteză. 2 la N. Da, da. 2 la N ori 2 acolo. Ca să fie tot cu 2 la N și cu N. Da. Deci vine din N plus 1. 2 N. La N plus 1. Ori... La N. Deci 2 N ori 2 la N. Da? Da. 2 N ori 2 la N. Plus N ori 2 la N. N ori 2 la N. Plus 2 la N plus 1. Știi de ce? N, da, da. 2 la N ori 3, 2 la N plus 1. Plus. Aici zicem 2 la N ori 4. Deci vine 4 N ori 2 la N. 4 N ori 2 la N. Și plus 2 la, plus 2 la N plus 2. E 2 la N plus 2 ori 1. Da. Și am terminat cu ăștia pozitivi. Minus. Vine 4 N minus, aici suntem, da? Da. 2 N ori 2 la N. Minus 2 N ori 2 la 2 N ori 2 la N. Și minus cât? 2
va veni 2 n 2 2 n ori 2 nu, coboară 2 2 ori 2 la n plus 1 și s-ar pune 1 și cu n plus 1 n plus 2 minus 2 la n plus 2 da? Minus n ori 2 la n ori 2 la n ori 4 din 4 n ori 2 la n știi de ce vine 4? Pentru că e 2 la n plus 2, zicem 2 la n ori 2 la 2 și se mulțește cu n de acolo deci de ce e 4 n ori 2 la n? 2 la 2 ori n da? Minus n ori 2 la n și minus 2 la n. Și cam. Ia să vedem. 2n ori 2 la n. Este asta de aici și este și 2n ori 2 la n cu minus. Da. N ori 2 la n. Este și un minus n ori 2 la n. Da. 2 la n plus 1 o, nu este. Nu este mai jos. Nu este mai jos. 4n la 4n ori 2 la n este. Și 2 la n plus 2 cu minus 2 la n plus 2. 2 la n plus 2 cu minus 2 la n plus 2. Și va rămâne 1 pe 2 multul din 2 la n plus 1 minus deci 2 deci 1 pe 2 trebuia să punem față, da? Da. 1 pe 2 din toată asta. Și egal cu 1 pe 2 din 2 la n plus 1. 2 la n plus 1 minus 2 la n. 2 la n. Și cam mai departe cu ce am putea face aici? Am putea zice că 2 la n plus 1 e 2 la n ori 2. 2. Deci 1 pe 2. 2. Ori modul din 2 la n ori 2. Modul din 2 la 2 ori 2 la n. Da. Minus 2 la n. Și egal cu 1 pe 2 din 2 egal de 2 la n scăzut. 2. 2 egal de 2 la n scăzut 1 2 la n. Un 2 la n. Un 2 la n. Ori 2 la n. Și face 2 la cât? Doi la n pe 2 la, la minus 2 n. 2 la n minus 1. Da? Deci răspunsul e 2 la n minus 1. Și cu asta am aflat. Ce ne s-a cerut să are triunghiul ăsta. Răspunsul e 2 la n minus 1. Hai să mai vedem încă o dată. Deci știm formula că e 1 pe 2 din modulul determinantului. Am scris n 2 la n 1, n plus 1, 2 la n plus 1, 1, n plus 2, 2 la n plus 2, 1. Și din diagonala principală, n ori 2 la n plus 1, plus 2 la n pe lângă n plus 2, plus n plus 1, pe lângă 2 la n plus 2. Minus n plus 2, diagonala secundară, n plus 2, 2 la n plus 1, minus n ori 2 la n plus 1, și n plus 1 ori 2 la n. După care n-am făcut decât să fim atenți la calculul în sine acolo și să vedem că se arăta rezultatul acesta. Da, aceasta a fost problema numărul? 36. 36. Să vedem 37. Vorbești timpul ca să vă... Da, e și 19 pe unde. 19, am dus bine. Ia să vedem ce spune problema. În reperul x o y se pătrăie o, deci în x o y, o
originea de 0, 0 și a indice n, a indice n de coordonate n și respectiv 2 n plus 1 cu n din numer natural. Da. Să ce le spuneți? Amit. Determinați ecuația dreptă a 1 la 2. Amit. Ecuația lui a 1 la 2. Cum procedăm? Vedem care este a 1, a 2. Da, coordonatele. A1 are coordonatele. A1 de coordonate 1 și 3. Da. Și a 2 de coordonate 2 și 5. 2 și 5. Și cum scrim ecuația dreptă a 1, a 2? Păi calculăm panta și vedem cum. Sigur că da. E indice a 1, a 2. Egal cu. Hai, te rog, vorbește că eu YA2 YA2 minus YA1 supra XA2 minus XA1 și va fi egal cu 5 minus 3 5 minus 3 supra 2 minus 1 supra 2 minus 1 2 minus 1 da? 2 minus 1, da? Da. Așa. Și va fi 2 2. Dacă avem panta și avem punctul de coordonate A1, 1 și 3. 1 și 3. Bine, ecuația dreptă, ne dăm puși o direcție, da? Da. Y minus 3. Egal cu? 2X. 2 pe lângă X minus 1. Minus 1. Echivalent cu Y minus 3. Y minus 3 egal cu 2X minus 2. Adică atunci, 2X minus Y. Plus 1. Da, plus 1. Asta este ecuația dreptă a 1, a 2. Mai departe. După ce am găsit a 1, a 2, se calculeze area triunghiului O, a 1, a 2. B. Area triunghiului O, a 1, a 2. Egal. Pe de-aia mă dorm în decât. Sigur că da. 1 pe 2 moduri determinantul x0, y0, 1 x0. Hai să pun dată. 0, 0, 1 cu 8, da? 1, 3, 1 1, 3, 1 2, 5 3, 5, 1, 1. Și egal. Tati, știu că eu n-am pus 3. 1 pe 2 din. 1 pe 2 din. Avem altă 0. 0. Apoi iar 0. Iar 0. Plus 5. 5. Și minus 6. Minus 6, da. Avem 0 și 0. 0 și respectiv 0. Adică egal cu 1 pe 2 din, din modul din minus 1. Minus 1. Din 1. Egal cu 1 pe 2. Terminată aia triunghiului pe O, CO. Să se arate că punctele punctele AN AN de coordonate N și 2N plus 1 N numere naturale sunt coliniare. Sunt coliniare. Ar mai trebui să dea un punct sau A, asta e dreapta, nu? Deci asta e la multe puncte aici. A. La fiecare nu am un punct, al, un alt punct și mai departe. Care ar fi punctele toate? Ar fi în ei 0, A de coordonate 0 și 1. 0 și 1. Apoi, A0, A1 ar fi punctul. A1 va fi 1 și 3. 1 și 3. A2.
De 2 și 5. 2 și 5. A 3. A 3. De 3 și 7. Da. A 4. De 4 și 9. Și mai departe. Da. O infinitate de puncte. Să arătăm că toate sunt pe o dreaptă. Calculăm area lui punctul A0 cu AN. Da. Și încă un punct, la mijloc. Da, atunci am arătat că cele sunt. Păi, dacă... A, da. Cu inducții merge? Adică noi am demonstrat până la A0, A1, A2 că sunt coliniare. Deci am arătat, nu ne-am arătat până la A0, A1, A2. A, nu, am arătat din cealaltă până. Ai, cealaltă până. Da. Da, era la fel, era ce, așa cum mă știu. A, nu, era 2 la N. Da. Era acela, da? Trebuie să ne gândim la acela, trebuie să... Sunt coliniare dacă sunt pe aceeași pantă și au un punct comun. Sunt coliniare dacă sunt pe aceeași dreaptă, da? Da. Am putea scrie ecuația dreptă a două puncte din ele și până să arătăm că orice alt punct ai. Puteți scrie ecuația dreptă a 0 și a 1. Se află... Că coordonatele verifică... Ecuația dreptă. Ah. Nu așa nu-i? Da. Sau area triunghiului a 0, a 1 și a n în general este tot 0, tot timpul 0. Da. Deci dacă am luat punctele a 0 din coordonate a 0 de coordonate 0 și 1, nu? Punctul A1 de coordonate 1 și 3 și în general A1 de coordonate N și 2N plus 1. Și dacă faci determinantul, area triunghiului acesta, cu indiferent ce AN, trebuie să facă 0. Deci, 1 pe 2 sau altă este numai determinantul scadă. Da, cu 1 pe 2 n-are consiliu. N-are consiliu. Deci determinantul lui 0, 1, 1, 1, 3, 1 și în 2 n plus 1 și 1 se facă 0. Deci asta înseamnă că toate sunt coliniare, că nu m-am oprit la un AN particular, nu? Indiferent ce, la care punct. Mă opresc, dacă faci 0. Se vede. Echivalent la 0. 0. Da. 0. După e N. 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 2N plus 1. Deci plus 2N plus 1. După luăm 3, minus 3N. Minus 3N. 0 și minus 1. 0 și minus 1, da? Da. N și cu 2 în 3 N și cu minus 3 N s-au redus. Da. 1 minus 1 și da. Da, într-adevăr, toate punctele sunt coliniare. Mai puteam face panta lui A0, A1 și prin A0, A1. Și dacă dă aceeași pantă, iarăși da. Sunt coliniare. Și atât mai. Deci, asta a fost problema. Da. Da, ai încercat aici să faci tu ceva, dar n-ai avut curaj. Da? Ce se întâmplă? Nu ai încredere în tine? Nu se poate. Și trebuie să ți-o câștigi. Da. Sau nu te gândi decât aici un pic când ai venit? Nu, dar mi-am făcut-o din clasă, că am avut o oră liberă.
și am luat asta și am făcut și m-am blocat la asta cu dreptimea, nu înțelesesem ceva pe acolo. Dar în rest, ecuația dreptimea mi-a dat la fel, 1 pe 2 mi-a dat la fel aria, aici l-am făcut C-ul și demonstrația că sunt coliniară, am făcut-o. B-ul cred că nu l-am făcut, da, B-ul nu-l făcusem și C-ul, B și C. 36 BC. Da. Cât e ceasul? Mai avem... Mai avem 20 minute. Hai să vedem, să le ducem acum. Început să nu e ceva frumos, nu știu eu ce găsesem. Da, da, am dat peste ea. De mărțișor acum, atunci, da? Da. Să continuăm acele chestiuni. A, sistemul acela frumos. Așa, sistemul acela frumos. Că nu l-am neprizat, nu? Nu. Am arătat în trei tipuri am lucrat diverse tipuri de sisteme, iar la sistemul acela am rămas. Da. Haideți să continuăm. Eu aș spune, lasă așa câte are asta, 20 de minute, ca tema pentru acasă. Da. Și să zicem acum probleme diverse. Da. N-are rost să ne amestecăm. Да.